Nu se știe cum, nu se știe de ce și nu se știe ce drag de examen a dat, dar la irealitatea a fost angajată o tută de zile mari. Palestinienii și-ar putea alege președintele. Dacă ar fi doar o bâlbă, ar fi bine, dar mai avem. Uite cum se spune mai nou Led Zeppelin, legendara trupă rock. Vești nu tocmai bune pentru o fana trupei rock Led Zeppelin. Ei, dar stați așa că mai avem. Tot donșoara cu pricina, a cui pile ești dragă. Are un cuvânt special și pentru scutieri. Oamenii au aruncat cu pietre și au folosit bombe artizanale împotriva scuterilor care încercau să țină mulțimea sub control. Dar irealitatea excelează în bâlbuțe. Clipicioasa Saviana Rusu zice ceva de cercetători. Vă arătăm cum cercetătorii din Olanda încearcă să-i convingă pe consumatori. Iată acum un concurs telefonic la DigiTV. Prezentatorii sunt entuziasmați, concurentul din contră. Avem acum un prim telefon, un prim posibil câștigător al unui smartphone. Alo, bună dimineața! Bună dimineața! Băgă-mea și p***a, mâta! Ne pare rău, ați putut câștiga un smartphone. Rămânem la capitolul entertainment, pentru că la Antena 1, Mondenul Bendeac jurizează o emisiune cu dansatori. Dar în ce hal o jurizează? Putem! Trecem acum de la cântat la dans, pentru că Răzvan dansează dis de dimineață cu jumătatea lui, Dani. Băieți, noi știam că aveți alte gusturi. Te uiți la mine, noi începem cu lateral, da? După aia ne mișcăm și... în față! Miki, hai bă, tată! Și, numără tu! Și, hai și! La antenă are început bingo. Știți voi cum e cu ciorba reîncălzită. Îi dăm noi emisiuni maxim 2 luni de existență, cu tot cu domnul Geo. Astăzi, pe 5 martie, atenție mare, oameni buni! Mihai Mitoșeru, ai vrut să spui desigur 5 mai, data partidei de astăzi? Da, astăzi, pe 5 mai, deci nu se poate. Sunteți cumva celebrul domnul Geo? Celebrul nu știu, sunt domnul Geo și sunt bucuros să urc într-o barcă a speranței alături de o echipă de profesioniști. La celebrul bingo ne reîntâlnim cu cuplul de simpatici, Țociu Palade. Și ca să vă demonstrăm că sunt simpatici, ia uite-l pe Țociu cum călărește oaia sau berbecul după gust. Eu vreau să dau oaia, că asta e bună și de cal. Da. Mai întâlnești, o și călărești, o și... Uite-te și mă Și se pare că emisiunea a pornit cu bun augur. Primul telefon, prima greșeală. Bravo și la mai mare. Sunt din Onești. Așa, și vă numiți? Dumitru Sorina. Sunteți despărțită de curând, că nu știți numele al doilea, dar... Sunteți domnul Dumitru sau doamna Sorina? Doamna Sorina. Cine este Dumitru Iordăchescu? Nu știu. S-a dus drept. Nu știu. Nu știți? Nu. În emisiunea de reală dezbatere ne scapă numele, dar e moderată de Răzvan Dumitrescu, să stabilesc lucruri. Bicarbonatul sigur nu e nociv. Dacă bicarbonatul de sodiu nu e nociv, am stabilit ieri în emisiunea din această seară. Dacă a stabilit ieri în emisiunea de azi, e ok. Tot nenea Dumitrescu are un invitat ce se dă cult. Faceți ce zice popa, nu ce spune. Dar mai e o comparație binevenită. Să faci ce zice popa, nu ce face popa. Așa era citatul, dar v-am spus că e o emisiune pentru oameni culți în cap. Faceți ce zice popa, nu ce spune. Dar mai e o comparație. La Pro TV avem o bâlbă clasică. Jucătorii devin judecători. Greii fotbalului românesc dau astăzi ultimul test în fața instanței supreme în controversatul dosar al transferurilor de jucători. La B1 TV, ne scuzați din nou, Paula Iacob ar vrea niște apă minerală, că e însetată. Oarde instalația. Toate după o scurtă pauză de publicitate. Aveți vreo apă minerală, că eu nu pot... Păi bine, mă, nici apă minerală n-aveți? Să vă fie rușine. Rușine să-i fie și prezentatoarei de la Irealitatea, care confundă ponta cu poanta. Premierul Victor Ponta glumește pe seama remanierii guvernamentale în urma unor zvonuri apărute în presă. Numai că ponta a fost făcută tocmai de unul dintre miniștri, al cărui nume apărea în zvonuri. Ei, o să vedeți de ce prezentatoarea a confundat ponta cu primul ministru, pentru că domnul Ponta face mișto de miniștrii remaniabili. Varăjan, cine nu-i pe scaun e remaniat.
Sănătate. Domnul Fenechiu, succes cu CFR Marfa. Și încheiem apoteotic cu prezidențiabilul Oprescu, cel care se ceartă de mama focului cu Marian de la sectorul 5 și cu Neacoiță cu Minore de la sectorul 3. În calitatea pe care o am de ordonator de credite, nu las domnul semnătura de mână pe bani, că nu vreau să strivesc ariciu cu curumea. Iată acum un pârdalnic de microfon care la TVR România abonament nu funcționează deloc. Antena 1, avem tot o legătură, dar dată greșit. Ajungem la Cluj, unde avem 24 de grade și o corespondență la... Ioana! Nu, la Deva. Stai că intră Clujul prima la Deva. Da. Luciana, bună dimineața! Ți-ai făcut un prieten nou? Rămânem la anteniști care cu legăturile s-ar mai descurca cum s-ar mai descurca. Dar sunetul nu prea l-au prieten. Vom vorbi în scurt timp despre programul Litoralul pentru Toți. Vorbeam de sunet. Păi să vedeți ce hal de sunet are Costi Ivașcu, cunoscut publicului larg pentru tembelismul de la Neața cu Răzvan și Dani. Costi, foarte multe încercări din partea lui Cioacă, mizează astăzi pe altceva? Se pare că nu am reușit să stabilim o legătură foarte bună cu Costi Ivașcu. Avem acum o prezentatoare care spune una și regia plină de amatori bagă alt material. Mă, voi ați lucrat la Prima Toți? Femeia nu a ezitat să coboare pe șinele metroului ca să salveze un bărbat căzut de pe peron în urma unei crize. Făceam aici un majoraj și au venit cu sabii peste noi frumos așa. Au nasul spart, capul spart, că vin și dă cu sabia. Iată acum niște întârziați că de cu metriile se țin lans la TVR România abonament. A trecut și Paștele și ei tot cu nașterea Domnului au rămas. Creștinii ortodoxi din Ierusalim și Fâșia Gaza au participat azi la slujba dedicată sărbătoririi nașterii Domnului. Avem acum o transmisie incredibilă de la Sala Dallas, unde un reporter de la Antena 3 vorbește despre cina cea de taină îngurgitată de Iisus și prietenii lui. Chiar acum aflu la scena ultimei cine a lui Iisus pe care a luat-o cu... prietenii lui. Mă, băiatule, mă, mai ales Iuda era prieten, că nici n-a cântat cocoșul de trei ori și toți s-au lepădat de el. Am găsit un clip mai vechi care vorbește de Moș Crăciun și prietenii lui, în niciun caz de Iisus și prietenii lui. Petre, de unde ești, rog? Moș Crăciun și prietenii săi. Într-o zonă muntoasă, împodobită cu păduri de braz, Moș Crăciun și prietenii săi. Într-o zonă muntoasă, împodobită cu păduri de braj. Oho, dragii moșului, ce mai face societatea consumeristă? Mare răbdare până la scumpirile de Crăciun? Auzi, moșule, ce vreau să... Dar cine sunt prietenii tăi? El? Păi, nu mă recunoști? Da. Eu sunt Moș Nicolae, numai că un băiețel rău m-a bătut tare cu nuia o primită chiar de la mine. Eu nici nu sunt cel mai bun prieten al lui Moș Crăciun. Eu sunt cel mai bun prieten al lui Crin Antonescu. Mă numesc Moșen. Samiță de la ProTV, care se dă foarte serioasă. Norocul e că în spatele ei avem un puști foarte simpatic. Testele vor fi păstrate însă în portofoliile elevilor, acolo unde se colectează toate rezultatele pe care ei le obțin de-a lungul școlii. Trecem acum la Canal D, care arată în toată splendoarea lui ghiuzelul Alexandrei Hara. E al tău, e natural. E al meu, dar vrei să-l simți? Poți să simți că este al meu. Mulți bărbați și-ar dori să facă asta. Și-ar dori, dar numai pe tine te las. Ok, începem. Wow! Nu? Da. Grăsimea mea. Dar avem arcadaș și la noi în țară. Zile Adelina. Da, avem o protecție pentru șa. Nu pot să vă arăt și nici să mă mângâi foarte mult în zona asta, că apoi iară mi-eți vorbe. Aceeași Adelina, după ce și-a pilină noul, se pare că a afectat și cerebelul și nu stătea prea bine la capitolul ăsta nici înainte de operație. Ia uite-mă. O să-mi pun zilicoare într-o zi. Să-mi stea, uite, așa. Este implicată în nenumărate proiecte... în nenumărate proiecte...
proiecte atractive, proiecte, vezi? Deci nu-mi iese. Și încheiem apoteotic cu Coana Roman, care o are drept invitată pe Gabriela Cristea, care își reface cota că doar vrea să fie reangajată în TV. Doamne, de dragul copiilor, ne-am împăcat pentru că nu puteam să mai cărăm copiii ca doi saci de cartofi. Asta a fost afirmația, Adrian. E cu duș întors. Ce se aude? Nu știu. Ce se aude? Dragă, dar ce nedumerire ai? Ce se aude? Este prânzul Oanei Roman. Normal că nu o să spună ce e. Vrei să îl înfuleci? Ruben sienele lui mama. Știi ce se întâmplă? Sunt lucruri pe care... ce faceți? Ce se aude? Nu știu ce se întâmplă. Deci ceva se întâmplă. Nu contează. Așa. Nu contează. Noi mergem mai departe. Noi mergem mai direct, departe. E direct, aia e. Da. Săptămâna trecută n-a fost nimic remarcabil la Mămăruță în emisiune. Doar o prosteală a anfitrionului. Bună seara! Bună seara, vine Cătălin! Vine sau nu vine banii, ca să vorbim așa golănește? Și dacă la Happy Hour n-a fost nimic interesant, Simona Gherle cu emisiunea ei s-a întrecut pe sine. Prima oară l-a adus pe omul care înghite orice. Vedeți de mine, da? O să-l înghit și o să-l aduc înapoi. Is it there? It's here, it's here! Da, e aici, e aici. Oh. Auzi, băi, Superman, dacă se spărgea becul ăla, era ultima ta reprezentație. Mergem mai departe pentru a vă prezenta un fost sportiv, dar la cum vorbește, noi credem că a fost birjar. Mai nou, Marcel Toader, căci despre el este vorba, inventează și cuvinte. Eram un pic atracția principală și toți s-au efortat să fiu bine acolo. Și noi am făcut eforturi mari să înțelegem de ce te porcăiești în harul ăsta cu Gabi Cristea. Dar am înțeles, trebuie să-i faci fete imagine cu orice mijloace, că doar se angajează. Și trebuie o leafă mare. Apropo de angajare, iată o fată care nu a fost niciodată în câmpul muncii. Strălucește foarte frumos pe degetul tău. Da, este o rochie creație proprie, adică Bianca Drăgușanu, și se va găsi în curând în magazine, adică săptămâna viitoare, așa. Gherle te-a întrebat de inel și tu ai făcut reclamă la rochie. Mă, Bianca, mă, ori ești fudulă de ureche, ori dai în grob de atâta inteligență tunată. Dar stai, că asta nu e tot. Eu mă simt puțin așa ca la un mini striptease cu lumina aia în spate. Da, dar uite că stau fetele aici și nu se vede. Deci nu vreți să știți că ea e foarte, e dezbrăcată dacă eu acum fac de ăsta așa. Nu faci, nu faci, că n-avem voie, nu de alta, dar e ora. Să știți că eu nu mai pot să mai țin microfonul, deci nu o să vorbesc puțin. Cred că pe tine cape mai bine. Dacă auziți niște gemete, să știți, pentru că mă forțez să închid aici un moș, o babă. Doamnele, știu despre ceva. Ah, am reușit. Gata. Ei, lasă, Simonica, cine se scuză, se acuză. Am mai văzut noi niște ziare care întrețineau zvonul. Trecem acum la asistenta Iuliana Luciu, sora celebrei țățoase, care priviți cum scrie săptămâna. Aceeași Iuliana rămâne fără fustă în momentul în care se ridică de pe scaun. Dacă regizorul era pe fază, făcea accesul rating maxim cu Iuliana în poponețul gol. La la, la la, la la, la la. La Capatos în emisiune a defecat din nou europarlamentarul V.C. Tudor. Mai întâi, el s-a jurat pe Biblie că nu le-a violat nici pe Oana Zevoranu, nici pe sexy politicianca. Jur pe Biblie că nu am încercat să o violez. E săptămâna lumina. Nici pe Oana Zevoranu, nici pe handicapata asta. Dar mă zic nici. Bă, să mă bată Dumnezeu dacă eu am vrut să violez pe una din ele. Eu sunt cel care sunt violat, sau mă rog, să încearcă să fiu violat. Băi, dar potent mai ești, băi. Moment în care sexy politicianca lui Pește intră în platou. Ce-a urmat? Dumnezeu cu mila. Scoteți-o din platou cu o calcă în picioare. Laura. Scoteți-o din platou. Băieții, băi, garda mea. Scoate șoara asta borâtă din platou. Garda mea, Ana. Scoate șoara borâtă din platou. Dar de unde a apărut? Am plecat Ana, eu din emisiune. Ana, stai să duc afară. Nu se intră, mă, la voi, ca la cara obor. E, du-te, morții, bă, ce care asta stă în curva dracului. Haideți, președinte, hai să luăm publicitate. Luăm publicitate să mergem în afară. Să mă provoci pe mine. Uite cum arăți, morții, bă, de curva. Nu jurați. Așteptăm cu interes reacția CNA-ului la asemenea limbaj de europarlamentar care a continuat cu V.C. Tudor în culise. Câte clase ai? Pentru dumneavoastră am mai multe. Deci câte 9 ai? Mai multe, nu. Toată lumea știe că ai 9. Ai 9 clase, da? Am 14, domnule Cornel. De ce te-ai matriculat de la liceul din Feldu? Este adevărat și voi dori în instanță să-mi demonstrați. 1, minciună, 2. De ce nu ai
liceu, de ce n-ai bacalaureatul? Pentru că l-am spus și dumneavoastră m-ați acceptat așa și întreaga națiune, eu nu v-am mințit. Națiunea, nimic, deja da? Vorbind de națiune. Da, tu fiind cine fă o parașută? Cine ești? Eu să vă prezint în fața națiunii. Stai pe analfabetul că vorbesc niște intelectuali. Haideți să ne... Stai, dragule, că ați ia notițe când vorbim noi. Să ne calmăm măcar că ascultăm. Bă, crezi că îți mergea cu șoferii turci rătivi la biștii și preotul la telefon. E preotul Ioan Aurel la telefon. Domnul preot. Poate dragi părinte din Iafa asta în călduri. În timp ce transmitea un meci al fostelor glorii de la Steaua, reporterul are parte de o surpriză neplăcută. Ești la moment de sărbătoare, orice ai face. Bună ziua, bun găsit tuturor, într-adevăr un moment de sărbătoare pentru Steaua și în special pentru Steaua 1986, singura echipă care a reușit să, singura echipă românească care a reușit să câștige Cupa Campionilor Europeni. Trebuie să vă spun că acest meci dintre fostele glorii de la Steaua și Naționala Artiștilor a început în urmă cu câteva minute. Se pare însă că ei, cameramanii, sunt specialiști în nefăcute. Uite ce pățește o simpatică reporteriță ahtiată după senzațional. L-ați văzut pe George Copos, de asemenea implicat în dosarul transferurilor, așa cum vă spuneam, o decizie ar trebui luată. Vezi, mamă dragă, dacă iei parte la isteria generalizată instituită de televiziuni, ce se întâmplă? Bubă la cap! Trecem acum la o emisiune mai liniștită, dar plină de savoare. Ciobănașul de la Masterchef nu știe ce sunt alea afrodisiace. Noi practic în fiecare zi mâncăm preparate afrodisiace, oamenii, numai că nu știm. Nu știu, ceva de pe malul mării, probabil, nu? Ceva de pe malul mării, probabil. Auzi, Mihai, ce ai zis? Pentru că nu înseamnă ce ai zis. Nu? Nu. Ana, ce înseamnă mâncare afrodisiacă? Te rog. Nu, mâncare pentru dragoste, așa. Să vrei să ruți mai mult. Aha, bun. Înseamnă că asta fac. Mă rușinat să-i zic lui chiar ce înseamnă mâncare afrodisiac. Priviți acum cum anteniștii intitulează Pisică furioasă pe un biet câine nervos. Aceiași anteniști au însă invitat și un polițist care povestește cum stau lucrurile. Fata sa, un autovehicul a întors autoturismul. Un autovehicul a întors autoturismul. Aha, deci un autovehicul conducea un autoturism. Ăsta da Guinness Book. Trecem la alt polițist care ne anunță că autostrada se va debloca în 30-40 de momente, băi. Preconizăm că în 30-40 de momente să fluidizăm tot traficul care a rămas stocat. Și am păstrat pentru final telenovela în 5 episoade deja, Bahmuțeanu Prigoană. După ce s-au bălăcărit ca la ușa cortului, mai nou s-au împăcat la Capatos în show. Adriana, da? Da. Păi noi suntem căsătoriți, nu suntem divorțați. Da, dar i-a spus inelul pe dege. Certificatul unde? Certificatul e aici, a? Certificatul? Ca la toate butoanele, că ți-l-a dat, avea certificate, nu erau lăsate din obor. Același domn Prigoană face spectacol. O dă afară pe dusa specială a show-ului păcătos și o bruschează și pe Mara Bănică, cea care când e vorba de un rahat aburind, hop, se înfige în el cu mare plăcere. Bă, v-am dat foie 10 minute, bă, în curte și acum am luat, bă, îmi luați... Îmi luați, bă, mă dă omul în dege și voi îmi luați, bă, gata, mă ajungem. Lasă-mă, mă dă, hai. M-ați chemat la dumneavoastră acasă, mă dați afară acum. M-a chemat soția dumneavoastră. Păi și mă dați afară, dar ne filmează. Lasă-mă, nu contează, hai. Opriți-vă, mă. Hai, mă, trage de cap, da, gata. La Cânalde avem un reporter special care vrea să-i dea jos rochia năsoasei din showbiz. Dar sigur, să nu rup. Uite-mă că are, vezi? Deci nu cred! Deci nu cred! Tot la Turcaleți, Liviu Zgârciu Vârciu, când nu flatulează în platou, scoate tâmpenii pe gură. Are Ionuț un sacou de încape în el un bou. Ia uite-mă! Ia uite-mă! De rasă! De rasă? De prăsilă, nu de rasă. În sacoul lui Iftimoaie poate încăpea un bou, dar să te ferească, sfântul manelistule, să scape boul două, trei copite peste ochi. Uite, Cove știe cum e. Mă, Cove, eu sunt fotbalist, mă! Nu pe la
mă, ieftimoaie, pe vârciun auzi? Dar vorba aia, multă minte nu se cere, totul e să ai putere. Avem acum două descărcări electrice, una la ProTV și una la B1 TV. Ne scuzați, dar ne-a fulgerat. În aceeași perioadă este posibil să apară și ploi în averse cu descărcări electrice în cea mai mare parte a țării. Și în Carpații Occidental și Meridional vor fi averse și descărcări electrice. Atunci când nu au știri interne și se satură de fabricat unele neadevărate, televiziunile din România sunt chiar simpatice. În lipsă de subiecte, ProTV-ul a difuzat un dans pe aparatul de alergat. Și asta n-ar fi nimic, dar priviți un urs care se cațără în copac după un nefericit. Să terminăm cu știrile drăguțe și să revenim la băurenii noștri. Respectiv, doamna Băureanu de la antenă inventează două limbi, belgiana și mongoleza. Doamna Lumiță excelează la suedeză, doamna Ștefana... În belgiană, vrea să ne spună. Și toți ceilalți concurenți au pregătit câte un salut în limbile Uniunii Europene ca să-i salutăm pe toți frații noștri, nu? Ai de capul meu. Voi știți, am trecut pe vremea asta ce făceau concurenții din sezonul întâi? Deja că n-au știut să salute în toate limbile pământului și mongoleză, chiar dacă ea nu sunt Uniunea Europeană. Puteai să spui și de elvețiană, și de braziliană. Aceeași Tanti Băureanu este temeinic pregătită. Ea face praf și un oraș și un județ. Auzi, Drobeta, Turnul Mehedinți, județul Severin. Păi da, dar vin tocmai de la Drobeta, Turnul Mehedinți, ca să te cunoască. Drobeta, Turnul Mehedinți. Doamne! Păi dacă nu eu, cine? Județul Severin, normal. Gomos și misogin, cum îl știm, Nena Banciu, în mitocania lui, a găsit punctul slab al cronicii, care îl arată exact așa cum e. Ce noutăți? Ce este emisiune cu fufe? Că numai la ăia sunt noutăți. S-au schimbat fufele. Ați văzut, asta sunt noutăți? Aici facem emisiune, bă, de noutăți. Da? Ce ați vrea? Acum avem și noi două de astea crăcite, până când le sună niște amărâți de ăștia de boschetaj, ne le iau din emisiune. Asta vroiați, mă? Da? Ca la ăia, la Cârcotaș. După aia mai aducem două. Și suntem aici, bă, la marfă, la galantar, să le vadă lumea, ne iau toată bunăciunile așa, dar noi tot să facem rost de altele. Asta ar însemna noutăți. Și acum, ca să-ți arătăm cât ești de prost, prostule, care ești prost, încheiem citatul, misoginul înfumurat, să te auzi vorbind. Beirutul și Tel Avivul, țări pe care România le ignoră din ce în ce mai mult, Beirutul și Tel Avivul, țări pe care România le ignoră din ce în ce mai mult. De când Tel Avivul și Beirutul sunt țări, mai înfumuratule, sau ai făcut geografia cu profa de bun simț, că ambele îți lipsesc cu desăvârșire. Pot fi cel mult țările Israel și Liban. În niciun caz Tel Aviv și Beirut. Alea sunt orașe. Beirutul și Tel Avivul, țări pe care România le ignoră din ce în ce mai mult.